Bine ai revenit! După cum spuneam, astăzi vom vorbi despre un concept foarte interesant care se numește Voice over IP. Dar înainte să vorbim despre Voice over IP, vreau să vorbim de 3 categorii de trafic pe care noi îl putem face în internet. Hai să ne gândim, care ar fi o primă categorie de trafic pe care noi o facem tot timpul în internet, când ne conectăm la Google.ro, la Facebook, la Twitter, la orice altă platformă sau medie de socializare sau orice alt site din internet. Exact. Sunt datele. Este vorba de date. În primul rând vor fi datele. Aceasta este prima categorie de trafic pe care generăm. A doua categorie, ce tip de trafic mai putem genera? Păi, pe lângă aceste date, fie că este vorba de transfer de fișier, fie că este vorba de conectare către un server DNS sau orice alt lucru care țin strict de date, o a doua categorie ar fi, de exemplu, convorbirea noastră pe Skype sau mai nou pe Facebook Messenger în care putem suna sau orice alt mediu prin care noi putem lua telefonul și suna prin internet. Deci este vorba de voce. Iar o a treia categorie, după care probabil te gândești chiar acum, este vorba de apelurile video pe care le facem. Deci video. Bun, acum hai să vorbim despre aceste 3 categorii. De fapt, noi în marea majoritate a tutorialelor am atins această categorie principală, date. Am vorbit foarte mult despre date și acum urmează să vorbim mai în detaliu despre voce. Și când vorbesc de voce, nu mă refer neapărat în momentul în care noi luăm un telefon și sunăm pe cineva, mă refer în momentul în care noi luăm un telefon și sunăm pe cineva prin internet. Deci vom vorbi în mai în detaliu despre conceptul de Voice over IP. Sau VoIP, cum îi spun unii. Aici, de asemenea, ar fi Video over IP, despre care vom vorbi în alte tutoriale cu alte ocazie. Aș putea spune Video over IP. Și atunci, noi hai să ne concentrăm de data aceasta pe acest tip de trafic, voce. Voice over IP. Ok, cum putem genera noi Voice over IP sau voce prin internet, prin rețeaua noastră locală, în rețeaua noastră locală sau în internet? Păi, cu ajutorul anumitor aplicații. Cum ar fi? Avem la dispoziție unul extrem de cunoscut și anume Skype, avem Viber, avem chiar și Facebook Messenger. Acestea sunt câteva aplicații care ne oferă acest Voice over IP, dar pe lângă aceste aplicații putem implementa chiar și noi în rețeaua noastră locală, fie că este vorba de organizația în care lucrăm sau fie că este vorba de casa noastră, de rețeaua din casa noastră și noi ne putem implementa propriile soluții de voce prin IP. Hai să vorbim puțin despre caracteristicile acestui trafic de voce și de ce este el puțin mai special decât traficul de date. După care, într-un alt tutorial, vom vedea cum are loc o convorbire prin Voice over IP între două telefoane din rețeaua locală. Așadar, te rog și te invit să te abonezi la canal, găsești butonul roșu mai jos, abonează-te de subscribe, pentru că urmează tutoriale foarte interesante. Hai să vedem care ar fi câteva caracteristici pe care trebuie să le avem noi în vedere când vine vorba de voce. Acum, când vorbim de traficul de voce, trebuie să ne gândim în primul rând la câteva elemente importante. Spre deosebire de date, la date, de exemplu, ce ne deranjează dacă noi dorim să ne încărcăm, să intrăm pe Google.ro sau pe Facebook și pagina se încarcă cu o secundă mai greu, cu o secundă mai lent, cu poate 2 secunde, s-a întâmplat ceva, au avut loc anumite pierdere de pachete și trebuie retransmise pachetele. Bineînțeles că nu ne va deranja și nu vom simți neapărat. Dar în cazul traficului de voce, aici va fi o mare problemă, pentru că traficul de voce trebuie tot timpul să fie fluent, nu trebuie să apară întreruperi prea mari, pentru că convorbirea ar avea de suferit. Sunt sigur că ai avut diferite scenarii, am avut și eu multe scenarii și în continuare am, în care vorbești cu cineva sau vorbesc cu cineva la telefon și cu acea persoană la un moment dat nu ne mai înțelegem, spunem, alo, mă auzi? A, mai repetă încă o dată, te rog, pentru că nu am înțeles ce ai spus. Acela este un exemplu în care toate pachetele pe care le-am trimis noi de la o sursă A către o destinație B, toate pachetele au fost trimise, dar o parte din ele au fost pierdute pe drum. De exemplu, dacă noi suntem aici, A, și vrem să trimitem către acest B, practic ce se întâmplă cu
vocea noastră. Noi să spunem că aceasta va fi, așa va reprezenta vocea. Vocea noastră este preluată de către receptorul telefonului sau receptorul, microfonul, laptopului sau de pe orice mediu vorbim și aceasta va fi procesată și va fi transformată în bits, în 101001. Acești bits trebuie transmiși cât mai repede cu putință către acest B. În momentul în care ajunge la B, se va face procesul invers și B-ul va auzi vocea noastră. Dar pe lângă, pe tot parcursul acesta, aș putea spune aici chiar Internet Service Provider, pe tot parcursul acestui drum, la un moment dat, pot apare anumite pierderi de pachet. Se pot pierde 1, poate aici un 0, poate aici un 1, iar cu cât se pierd mai multe pachete, cu atât convorbirea va fi mai dificil de înțeles. Și atunci există câteva elemente importante pe care trebuie să le avem noi în vedere când vorbim de voce. În primul rând, trebuie oarecum să ne asigurăm că acești bits, aceste pachetele, fiecare ajung într-o oarecare ordine și fiecare ajung într-un interval de timp nu prea mare. Adică trebuie să fim foarte atenți la delay. La delay sau la întârzierea pachetelor. În cazul în care noi dorim ca un pachet sau ca o convorbire să fie cât de cât ok, să fie ascultabilă, ca să zic așa, atunci avem nevoie de un minim de 150 de milisecunde. De fapt, asta este numărul maxim pe care îl vom folosi în cazul acesta. Deci delay-ul poate să aibă maxim această valoare, să nu treacă între fiecare pachet valoarea aceasta de 150 de milisecunde. Deci, practic, ar trebui să fie mai mic decât 150, delay-ul dintre fiecare pachet. Acest delay putem verifica foarte ușor. Fie intrăm în Linux, fie intrăm în Windows, în KMD sau în terminalul din Linux și dăm pur și simplu un ping. Putem da un ping pe google.ro. Acum depinde foarte mult de rețeaua în care te afli și de zona geografică în care te afli, dar de obicei în România ar trebui undeva între 20 și 30 de milisecunde să ai până la google.ro. Iarăși, depinde dacă suntem conectați prin cablu sau dacă suntem conectați prin wireless, deoarece lucrurile variază, viteza este diferită pe cele două medii. Astfel, în momentul în care noi avem mai mult de 150 de milisecunde pentru fiecare pachet, lucrurile vor fi așa, oarecum întrerupte, nu va fi un flux constant al acestei comunicații dintre punctul A și punctul B. Nu se va înțelege foarte bine, nu va fi foarte clar.